Trei sferturi dintre medicii angajați la Spitalul Județean din Târgu Jiu s-au vaccinat. Un procent mai mic în privința imunizării se înregistrează la personalul TESA și la cel de la curățenie, puțin peste 20%. Reprezentanții unității medicale susțin că, de la demararea imunizării, numărul persoanelor infectate a fost mai mic. 73% dintre medicii angajați la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu s-au vaccinat împotriva COVID-19. 60% dintre asistenții medicali la fel au ales să se imunizeze împotriva coronavirus. Personalul medical al SJU Târgu Jiu intră adesea în contact cu pacienții bolnavi de COVID, însă de la începutul campaniei de vaccinare, angajații noștri care au fost diagnosticați cu coronavirus nu au dezvoltat o formă gravă a bolii și considerăm că acest lucru se datorează faptului că sunt vaccinați. Personalul TESA al unității medicale este vaccinat în proporție de 40%, iar personalul de la curățenie în proporție de 23%. Conducerea Spitalului de Urgență din Târgu Jiu anunță că va deschide un centru de vaccinare special pentru angajații unității medicale. Centrul a mai funcționat la debutul campaniei de imunizare, în prima parte a anului. Având în vedere ultimele precizări de la nivel național legate de demararea efectoricelei de a treia doză a vaccinului, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu va redeschide centrul de vaccinare pentru asigurarea vaccinării doar a personalului angajat. SJU va asigura personalul vaccinator corespunzător, iar data estimată de redeschidere a acestui centru este 11 octombrie 2021. În prezent, 54 de pacienți sunt internați la Spitalul din Târgu Jiu, secția ATI COVID, fiind ocupată la capacitate maximă.